Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint cum maschez eu această țeavă de la WC. Cam așa am eu aici în baie. Baia este renovată acum. Și meseria și așa mi-au tras țeava de la WC, pentru că pe aici vine coloan din acest 14 în acest perete. Și cam asta e țeava pe care mi-au tras-o ei de la WC. Vedeți voi? Și nu prea îmi place cum arată. Așa că am luat două scânduri. Le-am vopsit cu alb. Scândura am luat-o de la Dedeman. Am tăiat-o pe dimensiuni, înălțime și lățime. Și am prins-o în horșuruburi și în aceste cleme colțare, ca să stea pe poziție. Este destul de groasă, o ține foarte bine, nu se mișcă. Și eu am să o pun aici pe să-mi acopere țeava. De lipit am să o lipesc cu bandă dublu adezivă să stea pe poziție. Am două posibilități, ori bandă dublu adezivă din asta, ori silicon. Dar prima dată am să merg pe bandă dublu adeziv, să vedem cum stă. Și imediat am să o pun pe poziție, n-am să mai filmez și am să vă arăt la final cum arată. Asta de montat este foarte simplu, am îmbinat-o, deci e ușor de făcut. Două scânduri puse una lângă alta. Vedeți voi, cam așa vine și pe partea asta. Și haideți să punem asta pe țeavă. Gata, oameni buni, am pus-o pe poziție, am lipit-o cu banda dublu adezivă și uitați ce fixă rămâne aici. Deci nu se mișcă, putem să punem orice pe ea. Eu m-am gândit să pun această perie de WC și cam așa vine. Vedeți? Cam așa arată. Nu se mai vede așa acea țeavă. Tot ce trebuie să mai fac este să mai iau o bandă din asta și să pun pe aici, pe la colțuri, să nu se mai vadă rosturi. În rest, cam așa arată acoperită această țeavă de la WC. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos. V-ați făcut și voi o mică idee dacă aveți o problemă ca a mea. Și cam asta ar fi rezultatul. Eu zic că, din punct de vedere, este mai bună decât acea țeavă. Se vede mult mai bine. Și am căutat mai multe chestii să pun aici, dar singura variantă care mi s-a plăcut, care mi-a plăcut și a fost și ușor de făcut și la îndemână, a fost cu aceste două scânduri vopsite în alb. Oameni buni, cam ăsta e rezultatul. Sper că v-am dat și vouă o mică idee și ne auzim la următorul tutorial.